Ai păcătuit? Spune-i lui Dumnezeu. Nu deznădăjdui. Intră în biserică pentru pocăință și spune-i doar atât. Am păcătuit. Nu este greu să te mărturisești. Dar dacă nu te osândești pe tine, îl vei avea o pe diavol. Grăbește-te și răpește această lucrare căci adevărat lucrarea lui este să o sândească. Grăbește-te și stinge păcatul, căci ai un osânditor care nu poate să tacă. Ai păcătuit, nu-ți cer nimic altceva decât aceasta. Intră în biserică și spunei cu pocăință lui Dumnezeu. Am păcătuit, fiindcă este scris. Mărturisește-ți tu mai întâi păcatele ca să poți fi îndreptățit. Isaia 43 cu 26 Mărturisește-ți păcatul pentru a fi iertat. Nu e nevoie pentru asta nici de efort, nici de multe vorbe, nici de cheltuieli. Un singur cuvânt. Am păcătuit. Și de unde știu, mă vei întreba, că dacă mărturisesc păcatul acesta va fi șters? Îți răspund din Scriptură. În Scriptură, îl vei găsi atât pe cel care l-a mărturisit și a fost șters, cât și pe cel care nu l-a mărturisit și a fost osândit. Din Cartea Problemele Vieții de Sfântul Ioan Gură de Aur